Bună dimineața și bine v-am găsit. Bine dimineața, seara, la voi seara. Bună, Șoarec. Astăzi o să mergem la Bistrița. O să ne întâlnim și cu Mario Fresh Kid și cu Lino Golden. Și iau concert în același loc și o să mergem împreună cu Duba. Și o să vă arătăm ce și cum se va întâmpla pe drum, că la concert știți deja. De fapt și pe drum știți deja, dar mă rog, vă arăt. Hai că n-am mai făcut de mult vlog, pa! Hop, bună dimineața iar. Am ajuns în mașină cu băieții ăștia tineri care domină internetul. Pe cât ești, mă? 39 după... Pe 39! Pe 39! Ei! Tu cum te simți acum? Te simți ca în 2013? 2014. Da. Nu zici pe cameră de ce. Nu zic. Mă rog, când era mic și mergea cu noi în concerte. Maria! Faci tu cunoștință cu camera. S-a reunit Moldova. Da. Moldova Power. Da. Bă, la ce lapă stau? De ce? Tu dormeai? Doamnelor și domnilor, avem... câte ore avem, bre? Avem vreo 7. Mergem de 10 ore deja. 10 ore și mai avem 4. Imediat trecem și cu bacul. Da. Ia ce brand ai, ești nebun? Da, ce sunt? De la Dulci. Putem să mergem și... dacă o luăm cu bicicleta, cred că ajungem mai repede. Da. Facem vlog în vlog. Vlog în vlog. Vezi? Voi aveți aparat, eu nu mai merg cu aparat. Trebuia să luăm bicicleta de aia de mai multe persoane, știi cum dădeam? Și dădeam, da. Ajungeam în 3 zile. E bine. Deci puteți să vedeți și pe vlogul lui Lino ce s-a întâmplat. Exact. Puteți să-mi vedeți ce a fost. Puteți urma acolo. Uite aici, bârt. Și aici, fii atent, aici sus. Stai. Exact. O să intri un băiat de la hop. Un card. Mario a dormit tot drumul. Vreo 7 ore de la asta 10. Da. Șoaricul încă doar. Așa face. Da, și eu cu băieții am stat la manglă. Cum se face? Uitați Laco di Gordo pe Laco di Gordo. Un Laco. Laco di Como. Am ajuns aici în Sahara. Totul e conform planului. Mergem la... Bă, oprim la benzinărie? Haide. Ne picurăm. Freshul nu-i de vlog, niciodată. Da. Acum 20 de minute ne-a zis domn șofer că mai avem cât, bă? 100 de kilometri. Da. Și acum ne-a zis că mai avem 90. Nu știu cum dracu a trecut 20. Ai mers cu spatele? Băieți, în spate dorm, s-a mutat Fresh aici. Asta vorbeam cu Fresh. El nu a avut perioadă de tranziție. Din mic s-a făcut mare direct. Da. Nu știu când dracu. De la 14 te-ai, te-ai culcat mic și te-ai trezit mare. Da. Inițierea. Da. Ia că o să pun în vlogul ăsta și pozi cu tine când erai mic. Ia să pui. Să vedeți ce fel avea. Ah, era și vorbea miau, miau, miau. Și acum... Și cam nu arăta cântece, ce o să scoată acum ceva frumos. Am ajuns la destinație în Bistrița, stăm la pensiunea din spate. Ne pregătim, ce să ne pregătim acum? A, să mâncăm. Da, mergem să... Mergem să mâncăm, după care mergem să... Mamă, câte 3 cadre. După care mergem să cântăm. Băi, vloggerilor. Să nu mai zic nimic. Instagram, vă rog. Stau cu spatele. Nu mă arătești cu spatele. Să nu faci să se... Câte 12 ori am făcut? Deci nu trebuie să dea follow lumea? Da, nu chiar nu vreau follow pe Instagram la Golden Boy Mario. Chiar nu vreau. Nu vrei, nu? Atunci să nu-i dați. Uite și tu ce ne-a dus oamenii aici. Dar trebuie să le încercăm, uite, sunt paharele reci. E țuică sau pălincă? Cine asta? Țuică. E țuică. Vreți să vă servesc? Vrei să murim? Cine asta e? Ia stai așa, fii atent. Dar uite ce, mamă, cum arăt, ce fresh arată. Zici că e cea mai răcoritoare când de fapt îți bubuie capul. Mamă, și eu cât fug de astea. Deci eu când l-am văzut pe boiul că vine cu asta, zic, mamă, apă, dă-te, mamă, apă rece. Și l-am văzut șaturile alea, bă, nu cred că e apă. Încă unul și leșin și mă. Nu, mai gata, i-am băut, i-am făcut de-am blua. Leșin, mă doare stomacul.
Mâncare. 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 Hai cu papaul. Haideți. N-a cu Barăș voi ce mâncăm, că după aia mă certați. Mă cert oamenii, că de ce nu-i arăți ce mănânci? La noi, nu, tu ce ți-ai luat? Dacă mă iau, puteai tot. Hmm? La fel ca tine, doar că n-am luat cartofi. Poftă mare, băieți. Ia uite, cât piept. Ia uite. Numai sunt piept. Acolo trei pui. Numai piept. Gata, am mâncat. Am ars în cameră. În 45 minute trebuie să plecăm la concert. Ceva finuț. Cer să mă odihnesc un pic, deși n-am timp. Că într-un sfert de oră trebuie să mă pregătesc. Bravo. Câte ore am mers? 10? 6. 6, 7 ore am mers. Ceva bine. Hai, ne vedem în dubă. Ne-am îmbrăcat, ne-am aranjat. Și ușor, ușor am plecat la concert. Da. Nu, că-i chiar aceea. De ce râzi, mă? Ce zici, mă? Ce zici? De când ai mai apărut în vlogul ăsta să vorbești, să zici tu ceva? Ce să râzi? Zici tu ceva. Ceva? Intrați pe Republic Music Group. Na, dați de el acolo. Ca așa mi-o s-o zis. Ce aștept, zi? Ah, să intru. Că Dumnezeu înainte. Mergem la concert. Dârla, te-ai dat, bă, cu spray? M-am dat. Și după aia mă culc. Hai, da. Mai avem mult? Dârla. Cu dârla, dârla, mă, când ui versul îi zici dârla, dârla. Mamă, câți oameni sunt aici. Ia, 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 a, a, a. Toți copiii. Vrei să te mint? De ce? Mă sperie copiii ăștia mici. Ce expresie ai, ce crezi? Nu prea, vrei să te mint. Wow, uite o mână. Oare a cui o fi? A început Lino concertul. O nebunit copii. A dat cu bolile, cu cardieșile. O nebunit copii. Cu mâna sus, mislițară, salută, sfigă și... Când era mai mic. Când era mai mic, nu plăsa de nimic de... Bună seara, concertul a luat sfârșit. Mergem, ne așteaptă oamenii să facem poze. Concertul a luat sfârșit, am intrat în dubă, șoari cum ține lumina, lumină din lumină. Mergem la hotel să ne întâlnim cu copiii. S-au distrat oamenii foarte tare, publicul din Bistrița foarte tare. Vă mulțumim foarte frumos pentru că ne-ați invitat și pentru că ascultați muzica drăguță. Trap, 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 trap și manele. Trap, 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 trap. Hai că vedem ce fac copiii la hotel. Eu uite pe Șoarec. Am ajuns. Poți mai fac o dată? Vreau să fac un dublaj. Again. Stai. Scena 2.
Da, că a fost un sunet. Scena 3. A fost ok asta? Da, asta a fost, a fost ok, da. A fost ok, nobistrița. Am ajuns în cameră, ne schimbăm, suntem puțin transpirați. Ce ești transpirat? Eu nu sunt. Nu? Eu sunt puțin transpirat. În principiu, Ștefan a vrut doar să vă spună că episodul s-a sfârșit aici, nu? Nu. Nu. Mergem pe la copii în cameră. Mi s-a sfârșit în cască? Te dor de bimbo? Am ajuns în cameră. Și acum stăm la... A, uite-l. Ia uite-l pe Max n-a mai vrut să mănânci așa, că am luat. Mănânc un papanaș. Corect. Ne-am distrat astăzi la concert. Gata, mai stăm un pic la manglă. După care mergem la culcare. După care mergem, ne trezim și mergem la București. Și o să mai filmăm atunci. Deci nu dormiți pe voi. Nu vă bateți joc și nu dormiți. Masa cavalerilor. Ia uite, cum mănâncă toți băieții la o masă. Toți băieții la o masă. Hop. Hai, bună dimineața. Băieții la birou. Cu băieții la birou, iau. Asta e ședința șerifilor. Asta înseamnă să fii la dietă. Și mai avem și niște prieteni în față. Care stau așa. Dezbat situația și uite acolo sunt la, la televizor, la un român din Iași. Este căutat. E bea. Am eliberat masa următorului partid, să vină care să vină la putere. Unde te duci? Camera noastră e acolo. Camera noastră. Hai, în cât timp jos? Hai că era să luăm pe un boi cu noi. Eu când am văzut cât de sur, că acolo era... Eu zic ce? Acolo era locul meu. Nu înțelegeam, dar trebuia să luăm, hai! Stai așa, tu n-ai văzut schema. Deci se uite la mașină, după la bere. Am găsit mașina... Da, da, da! Da, zici că avea biletul în mână, da. Și dracu-i cu... Și dracu-i cu mașina asta. Acolo era locul meu. Ăla n-a atins alcoolul în viața lui. Da. Nu știu azi. Azi a fost primară. Și de asta s-a chelchelit un pic. La nu, mă, nu, nici nu m-a mirosit, abia nici nu știe ce gust are alcoolul. Nu, desfăcut era pentru prietenul lui, el este foarte... N-ai văzut, uita, ce dracu' mi-a stat mă din mașină? Ne certăm care cum, că pe fiecare Waze arată alți kilometri, altceva. Casa lui. Eu, ideea e că mă duc la mare și o să ne întâlnim și cu tovarșul Felic, alt băiat care stă bine pe internet. A, mâine. Mâine plecăm la mare. Am greșit, că eu am zis pe poveste aici că azi plecăm. Deci, mâine. Ce ai zis, poate vine ăla să plecați la mare și mâine. Cum mă, frate? Numai mâine am zis. Mâine plecăm. Ți-a plăcut concertul? Da. Zi. Da! Rău! Toate vreau, dar vreau furul. Mi-e rău! Tu ce îți dorești, bre? Rac. Rac? Da. Ce aia? Rac. Asta e explicația mea. Rac. Ce? Rac înseamnă că... Rac, mă! Rac? Ce-i racul, mă? Nu știu, mă, bă. Zi, mă, ce e la rac? Mamă, ce rac are un miș una pe jos. Avei unul. A, rac? Da. A, rac? Păi noi vorbeam de legul fructii, mă. M-ai întrebat ce... Mă, nu mai înțeleg. Ți-a spart creierul. Așa, gen. Am ajuns în București. Și gata. Hai să opresc aici vlogul. Și mai fac mâinii de la loft și de la mare. Rei? Oprim vlogul. Pa, ia-ți la revedere. Eu am parcat, mă culc, ne-am zis. Pa.